Eu nu odată am deschis ușile bibliotecii Ovidius, da, și vreau să spun că de fiecare dată am rămas surprins, plăcut atitudinea lucrătoarelor care te cuceresc de la momentul mai deschis ușa. A deschide ușa la bibliotecă asta înseamnă a intra într-un spațiu plin de informații, plin de literatură care prima dată poate o întâlnești în viață. Adică intră în bibliotecă și încarcă-ți sufletul. Numai ce am auzit niște cuvinte extraordinar de frumoase, că aici îl găsești și pe Creangă, și pe Eminescu, și pe Vieru, și pe toți. Acum, de mult, ne-am făcut o zi de pomenire a marelui Nicolae Dabija, cel care prea de vreme s-a dus dintre noi. Și el este aici în biblioteca asta. Și pe dânsul găsiți. Și el este în sufletul nostru și cei care se numesc cititori găsesc pe toți cei dragi care vor să-i găsească. Fii deștept, ia un card inteligent și mergi la biblioteca Bogdan Petrecei cu HD-ul.